Capitala găzduiește în mai puțin de o lună cel mai important congres de chirurgie cardiovasculară care are loc în România. Este vorba despre congresul East Meets West, al treilea eveniment de acest gen, organizat pentru Europa Centrală și de Est. Ideea evenimentului pornește de la dorința de a crea un cadru în care specialiștii din România să poată discuta cu liderii de opinie de rang mondial din domeniul medical. În plus, vor fi prezentate aici tehnici și tehnologii de ultimă generație pe plan global, aduse de companii importante din America și din toată Europa. Și discutăm despre toate acestea cu doctorul Horațiu Moldovan, vicepreședintele Societății Române de Chirurgie Cardiovasculară și membru titular al Academiei de Științe Medicale din România. Adi, vin la tine, da, și este o bucurie. Eu sunt la a doua, știi, adică eu sunt la a doua. E o bucurie ca de fiecare dată ca domnul doctor să fie alături de noi. Și mă bucur să vorbim despre această premieră, cum spuneai, pentru că suntem în centrul lumii, practic, în felul acesta, prin inițiativa pe care trebuie să o subliniem, aparține doctorului Horațiu Moldovan. Îl salut în platoul Previziuni în această dimineață și colegii dumneavoastră, împreună cu dumneavoastră, știu că ați făcut un efort important pentru a pune cap la cap tot ce înseamnă organizarea unui astfel de eveniment, dar mai ales pentru a-i aduce la oaltă și pe cei din țară, dar și pe cei de pe toate continentele, nu? Că sunt 40 de invitați străini. Este vorba de un congres de chirurgie cardiovasculară și de cardiologie intervențională pe care îl organizăm cu suportul Societății Americane de Chirurgie Endovasculară, precum și cu suportul Universității Lucian Blaga din Sibiu și a Universității Titu Maiorescu din București, sub egida Academiei de Științe Medicale din România. Eu fac parte din comitetul de organizare a acestui congres în calitate de președinte al manifestării, dar alături de mine este conferențiarul Victor Costache de la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, directorul medical la Spitalului Polisano din Sibiu, și profesorul Alan Lumsden de la Departamentul de Chirurgie Cardiovasculară a Universității din Houston, Texas, precum și profesorul Rodney White de la Universitatea California, Los Angeles. De asemenea, directorul departamentului care coordonează programele de chirurgie cardiovasculară la nivelul Comisiei Europene, doamna profesor Karen Eastman. De toată organizarea are avantajul că aduce în același cadru, la aceeași masă, 40 de speakeri internaționali din Statele Unite, Europa de Vest și Europa de Centrală și de Est, precum și alți 40 de speakeri români din toate centrele și universitățile importante din România, în care se desfășoară programe de chirurgie cardiovasculară în prezent și programe de cardiologie intervențională. Zic și eu așa de pe margine, cred că și asta este o reușită care merită aplaudată chiar, faptul că s-a trecut peste barierele care adesea creează așa tot felul de separări în lumea medicală din România. Și sunt la oaltă oameni, cum spuneți, din centre universitare diferite, din spitale cu renume private și de stat, ceea ce iarăși e foarte, foarte important. Ce ne aduce nouă, pacienți români, o astfel de manifestare? Repet, dincolo de mândria de a fi buricul pământului, cum se spune. De a fi gazdele acestui eveniment. Este o manifestare care aduce în prim plan tehnologiile moderne din chirurgia cardiacă și din cardiologia intervențională și ne referim aici în mod special la tehnicile de chirurgie minimal invazivă, într-o mare extindere astăzi în lume și ca atare și în România, tehnicile de implant de valve transcateter, procedurile endovasculare și chirurgia robotică. Nu suntem exclusive, sunt și teme clasice, generale, pe care le abordează Congresul, dar în special aceste domenii de vârf care se dezvoltă vertiginos și în care noi încercăm și reușim în anumită măsură să ținem pasul cu colegii noștri din străinătate, reprezintă un pas foarte important pentru pacienții români de care dumneavoastră amintiți, deoarece trebuie să știe toată lumea că există aceste posibilități în România, atât în centrele mari universitare, cât și în spitalele private din România, și că pacienții pot beneficia de ele. Și nu mai sunt atât de costisitoare unele dintre ele. Asta e foarte important. Devin accesibile. Multe dintre ele intră în regimul de decontare, chiar dacă sunt făcute în regim privat.
Multe dintre spitalele de stat, spitalele universitare mari, cum spuneți, s-au dotat la rândul lor cu aparatură care permite astfel de intervenții, nu? Da, procedurile astea sunt din ce în ce mai mult decontate de casă, dar trebuie să, de casa de asigurări de sănătate, dar trebuie să precizăm că este necesară o augmentare a acestei dezvoltări în toate zonele din țară, în toate spitalele din România, și numărul de pacienți care beneficiază de ele să fie din ce în ce mai mare. Din păcate, datorită performanței tehnologice deosebite și faptului că oamenii află de ele și își doresc să beneficieze de ele, să apar din nou liste de așteptare, pentru că posibilitățile de realizare concretă sunt încă limitate. Dar și asta este un deziderat al acestei manifestări, dar avem și o conferință de presă în deschiderea acestui congres pentru a sensibiliza autoritățile, cei care conduc Casa Națională de Asigurări, precum și Ministerul Sănătății, de dezvoltarea asta, de necesitatea susținerii ei, atât economice cât și organizatorice. Sunt în continuare decalaje foarte mari, din păcate, în România, cel puțin, cum spuneți, tehnică de vârf, medici cu pregătire extrem de înaltă, competitiv, iată, cu colegii lor din alte țări. De partea cealaltă, spitale încă prost dotate, subdimensionate din punct de vedere al personalului, pe alocuri și indiferență sau resemnare, blazare a unora dintre cei care îmbracă halatul alb mai mult ca o meserie decât ca pe o vocație. Bănuiesc că aici e greu de făcut, aici e treaba celor care se ocupă cu administrația sistemului sanitar, nu neapărat cu profesia în sine. Doresc să profit de această oportunitate să precizez că încă în România se realizează un număr de 5 ori mai mic de intervenții și proceduri cardiovasculare în general față de necesarul acestei specialități. Încă nu am reușit să intrăm pe harta acestor proceduri la nivelul Uniunii Europene. Pentru că oamenii nu apelează sau pentru nu, că nu avem suficientă capacitate financiară, în primul rând? Finanțarea sistemului este limitată. Deci noi realizăm în România... Deci oamenii ar vrea. Adică au nevoie, da. Mi-aș spune că ar vrea, că ar, sigur, necesită, să zicem, sigur, chestia asta, dar, concret, noi realizăm aproximativ 5.000 de intervenții pe cord pe an, chirurgicale, vorbesc major, în România, și ar trebui să realizăm 20.000, după statisticile europene. Suntem cu nivelul de contări, suntem în acest moment sub nivelul din Bulgaria și chiar din Republica Moldova, care nu este țară în Uniunea Europeană. Deci aici este o rămânere în urmă care dorim să o recuperăm și să putem să augmentăm activitatea în toate spitalele noastre, deci să augmentăm susținerea economică necesară pentru a dezvolta acest domeniu la nivelul țărilor europene cu care noi ne comparăm. De exemplu, unul din invitații noștri la acest congres este profesorul Tomislav Krokočopnik de la Ljubljana din Slovenia, împreună cu care am dezvoltat programul de chirurgie cardiacă minimal invazivă de la Spitalul Sanador din București, unde lucrez eu, unde numărul de proceduri și de contările sunt quadruple față de România, deși Slovenia este o țară de dimensiuni mult mai mici decât 2 milioane și ceva de locuitori. Sigur că da. Din experiența ultimilor ani, ați lucrat în sistemul de stat, ați trecut apoi în sistemul privat, v-au trecut prin mână probabil mii de pacienți, unii dintre ei în stare critică, se schimbă ceva, devine și în chirurgia cardiovasculară tot mai mică vârsta celor care necesită astfel de intervenții. Vedem că sunt tot mai mulți factori agresivi care conduc la probleme și complicații uneori. O întrebare care revine foarte des din partea presei. Am să vă dezamăgesc și am să vă spun că vârsta medie crește, nu scade. Doamne ajută! Pentru că vârsta medie, supraviețuirea medie crește în România. Deci asta oamenii trăiesc din ce în ce mai mult, iar performanța metodelor chirurgicale și cardiointervenționale dezvoltându-se, fac accesibile categorii de vârstă din ce în ce mai mari spre a fi tratate. Deci dacă cu ani în urmă un pacient peste 80 de ani era o discuție, exact, dacă poate fi tratat, astăzi pacienții peste 80 de ani sunt foarte frecvenți. Am avut și pacienți care au avut 90 de ani și cărora li s-au practicat proceduri de complexitate maximă. Ne aducem aminte cu bucurie anii de viață pe care i-ați dăruit profesorului Dinu C. Giurescu cu o intervenție extrem de complicată. De înlocuire completă a aortei toracice. Depășise vârsta de 80 de ani, trebuia să plece în Statele Unite chiar la două zile după ce a survenit acea problemă. Acolo înțeleg că n-ar fi
da, șanse prea mari să intre la momentul respectiv, avea 88 de ani, s-a apropiat de 90 de ani. Deci această categorie de pacienți care sunt în ce în ce mai frecvenți fac ca media vârstei să crească, chiar dacă bolile cardiovasculare în principiu amenință și categorii tinere de populație. Însă noi ne confruntăm cu oameni din ce în ce mai în vârstă, pentru că durata medie de vârstă crește permanent, pentru că performanța medicinei crește. Este o consecință firească. Cu cât rezolvăm mai bine, cu atât pacienții trăiesc mai mult, ca atare pacienții noștri devin mai în vârstă. Și nu doar trăiesc, ci au o viață mai care bună, le permite sigur. Mobilitate, le permite să se bucure de anii aceia, nu doar să supraviețuiască, așa cum din păcate erau obișnuiți mulți pe finalul vieții. Revenind un pic la congres și la provocarea aceasta uriașă din punct de vedere organizatoric, vor fi aproape 1000 de participanți? 800 de participanți, 800. Sperăm. 3 zile de sesiuni pe științifice, 3 zile și jumătate, la Hotel Marriott în București, la sfârșitul lunii septembrie, 26-28 septembrie. Cei care vor vrea să împărtășească cumva din experiența celor care vin, iată, cu ani de lucru în marile spitale, în marile centre ale lumii, pot să descopere și practic unele dintre aceste tehnologii noi? Avem un proiect de a organiza proceduri live, demonstrații chirurgicale și intervenționale care sunt realizate aici, transmise în direct acolo în sările aici, de în București, conferință. În spitalele noastre și transmise live în timpul congresului și ca atare prezentate și comentate este de altfel un trend în toate congresele mari mondiale, se face asta astăzi și o să avem și noi asemenea sesiuni în fiecare zi. Vă ținem pumnii nu doar pentru reușita acestui eveniment, ci pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi alături de colegii dumneavoastră. Avem nevoie de medici bine pregătiți și iată, niciodată, practic, așa cum știm, în meseria asta nu a învățat destul. Mulțumesc mult, domnule doctor Moldovan, și sper să ne revedem cât de curând. Până atunci, mă văd cu tine, Nadina, și mă întorc la ceea ce cred că e ceva extraordinar de spectaculos, și anume o pauză de publicitate, nu? Of.